După cum vedeți, iarăi sunt un cactus, un cactus chiar mai verde decât de obicei și bine v-am față la o nouă prestare a unui server. Astăzi suntem pe serverul titanplus.blademc.ro. Uh, pardon. Nu uitați că o să vă las în descrierea acestui video tot ce aveți nevoie pentru a vă conecta la server, de la IP, la uh, Skype, uh, la Skype-ul owner-ului, nu al meu, la forum, la, la toate nebunile pentru a vă conecta și voi și pentru a ne juca cu toții aici împreună. Uh, nu uitați să apăsați butonul de like și uh, nu uitați că serverul este non-premium, adică nu aveți nevoie de un cont premium pentru a vă uh, conecta sau pentru a vă loga. Luați Minecraft-ul la crăcuit și vă jucați. Stați să vă și eu dacă filmează ăsta al meu, filmează. Uh, așa. Haideți să vă arăt. Aici avem particulele, avem toate nebunile care le putem pune sau care nu le putem pune. Green Apple au fost selectate, uitați. Bine, nu știu dacă este de la textura, este de la textura mea, am pus green sparkle, ciofia la particule. Aici avem hostul, aici avem informații, firma, așa, CPU, core, toate, tot ce aveți nevoie, pentru. dacă vreți să știți sau să vă informați despre cum stă treaba. Aici avem toate minigame-urile, survival. Skyblock, Sky PVP, Skyors, The Lab, uh, staff donatori aici sunt doar membrii staff sau donații au acces. Bedwars, Sky Giant, Creative, Speed Builders și Mini Walls. Aici uh, avem treaba cu donațiile Flyer 0.50 euro. Uh, doar ca să zbori, Ultra, Hero, Titan, Legend, Overworld, asta este cel mai jmecher. și după cum vedeți sunt reduse așa, uh, server configurat de MrDarned462 skype, discord și aici avem de donați și uitați uh, tot ce aveți nevoie, aici aveți uh, muzică, alegeți melodia preferată stai cu cum se avea. a, eu am muzica oprită la mine nu merge, haideți să vă arăt și vă Uh, minigame-le, să mă uit dacă mai filmează asta, da. din fericire filmează uh, aici avem survivalul. ul uh, haide să intrăm acolo uh, oh, fuck nu mă lasă ah, uh, se pare că ai că ai nevoie de o altă uh, stați puțin se pare că ai nevoie de o altă versiune a minecraft -ului acolo scrie 1.9 sau 1. 1, 1. Eu n-am să intru acum pentru că eu am niște probleme nu prea m am mai putut să mai schimb textura dar asta textura doamne Versiunea Minecraft-ului dar la survival Secțiunea are ceva special mobilă adică sistem de pescărie concursuri de pescuit această versiune necesită 1.9 uh, sau mai nou deci uh, pentru aceste nebunii deci nu uitați aveți mobilă concursul de pescuit puteți pes uh, adică nu este clasicul este un sistem de pescărie mă rog eu din păcate nu pot să intru să vă arăt dar uh, sper că o să intrați voi și o să vedeți skyblock la skyblock uh, Aici este un, un mod de joc popular. Uh, și sunt câteva comenzi mai speciale și pe aici. Uh, probabil aici dacă dăm slash is, o să ne dea hard sau medium. Uh, știți și voi cum să treaba aici. Haide să dăm hub. Să mergem înapoi. Aici avem uh, Sky PVP. La Sky PVP, uh, serverul are o hartă originală și se organizează eventuri aici. Deci este o mapă asta originală, ia să ne uităm aici, avem arcul, aici probabil sunt chiturile, dar nu, aici sunt playerii, uitați, top și nebunii, adică cei care sunt cei mai schilați să omoare și am căzut pe pământ, este o, o hartă originală făcută de ei, nu o să mai întâlniți foarte frumoasă, cu nave zburătoare și toate nebuniile. Uh, aici vă bateți cu prietenii. haide să dăm hub să ne întoarcem la spawn. Uh, așa, Skyorsul la Skyors uh, uh, este cel mai jucat minigame de pe toate serverele, asta este clar. Uh, a, are chituri ca pe high pixel uh, și moduri gen solo team normal insane. Deci, să Uitați, aici avem magazinul, kituri, uh, cage-uri și opțiuni de Asta ce, uitați, kiturile aici armorer și scrie tot ce uh, poți beneficia la kitul respectiv. Nu uitați, normal insane, team solo ca pe high pixel. Haideți să dăm nou hub. Uh, aici avem The Lab. Uh, această se a secțiune oferă aceeași calitate ca pe serverul HiveMC. Este la fel. Uh, am intrat așa să vă arăt lobby-ul pe aici să vedeți voi ce și cum cum arată. Uh, Haideți să dăm hub. Așa. Uh, Stator aici nu pot să intru din păcate Bedwars. Uh, la Bedwars Uh, serverul de B2 este în beta dar, uh, dar poate fi jucat. Uh, posibil să aibă mici buguri deoarece este refăcut după serverul high pixel și uh, pluginul este făcut de owner A Acest mod de joc are și solo sau team, adică vă puteți juca cu prietenii voștri. Uh, dar cum am spus este încă în beta, încă se mai lucrează la el. Uh, varianta finală bă, nu că nu este foarte departe, de dar Probabil o să fie mici problemuțe. Aici avem arene. Și aici uh, creator Bedors. Așa, haideți, dăm hub. Să vedem ce mai avem pe aici. Uh, Sky Giant. Uh, la Sky Giant, uh, acest minigame este refăcut uh, după serul Hi, Hive MC. Uh, este creat de un developer român. Numele lui este Andrei1058. Din câte scrie aici... Uh, oferă aceleași condiții ca pe uh, serverele premium pe această secțiune, adică ca pe serverle acelea uh, cum, cum să se internaționale în care intră jucători din toată lumea, cei care au Minecraft-ul cumpărat, cei care și-au permis să și-l cumpere. Uh, eu nici nu știu, eu nu l-am cumpărat. A, mie mi l-a cumpărat Electroato, acum mi să-i aminte. Nici eu nu l-am cumpărat. La vremea aceea mi mis prea mult, 20 de euro. Uh, creativ uh, la, cre uh, la creativ este un loc unde vă puteți construi case, pom, tot ce vreți voi, creați care mai de care, mai uh, speciale. Uh, uh, uneori, că dacă uh, construiești ceva frumos, este uh, o chestie chiar interesantă. Ascultați. Iată aici catedrala la Neamului Puteți primi gradul de builder pe server. Dacă construiți ceva interesant care să să placă la owneri. ia uitați ce a făcut asta aici. Bă, cât de frumos e. Eu, doamne, ce a făcut ăsta aici? asta aici? Ăsta e spawnul, ce nebun sunt. Eu credeam că este ceva făcut de către cineva. Așa, haideți să mergem mai departe. Îmi cer scuze, uh, Mai avem Speed Builders. La Speed Builders este, uh, este la fel ca pe serverul uh, Mineplex. Speed Builders-ul au reușit să reproducă la fel. Aici sunt arenele. Uh, acum o să să intre jucători. Dacă o să intre, haideți să dăm hub să ieșim așa și mai avem mini walls la ia asta să văd și eu dacă mai filmează ăsta al meu da bă filmează nu, nu mă lasă pe mine la greu la mini este un mini game refăcut de pe serverul Hypixel este făcut de unul acestui server mai poate avea mici buguri dacă se găsesc buguri vă rugăm să le raportați Așa, haide, haide să mergem din nou la spawn, așa, să vă mai zic două, trei chestioare acolo, așa. Deci, cum spuneam, nu uitați că puteți intra pe acest server când doriți, este gratis, nu vă costă nimic, ownerii acestui server au reușit să aducă tot ce este mai bun de pe, celălalt, de pe celelalte serverele, care costă bani, adică să îți cumperi Minecraft-ul și eu și eu zic că este ceva foarte frumos și eu zic să intrați. Uh, pentru orice bug sau hacker, uh, nu ezitați să raportați pe forum uh, la membrii sau la membrii staffului. Uh, eu am, eu am fost deja fraților și nu uitați că o să găsiți în descrierea acestui video tot ce aveți nevoie și noi sigur ne vedem data viitoare. papa. Pa.